deosebite, ce este fuga partea dreaptă care te duce la suprasat și până la 8G, deci organism e doctor mai greu decât în mod normal pe Pământ. De asemenea, o serie întreagă de teste medicale înregistrate cu senzori plasați pe organismul meu. Și la același timp trebuie să vă spun că în orășelul Sălar, s-a 3 ani de zile împreună cu familia, o viață normală de familie, eu, soția, băieții mei în acea perioadă. În prima fotografie este și familia Popov, cel care a fost partenerul meu de sport cosmic. În orășelul Sălar există o statuie a lui Iuri Gagarin. Iuri Gagarin a murit într-un accident de avion în 1968, la numai 7 ani după ce a zburat de cosmic. Și la acea statuie se depun simbolic flori atunci când te întorci din spațiul cosmic, dar o vede toată lumea când vizitează orașul. Și iată pe noi, primul echipaj, eu cu Leonid Popov, după 3 ani de pregătire, gata să zburăm în cosmos. În partea de jos este echipajul de rezervă. Totdeauna pentru cosmos se pregătește și un echipaj de rezervă. Dacă se întâmplă ceva cu echipajul principal, cu unul din membrii lui, nu se schimbă doar un singur membru în echipaj, se schimbă tot echipajul. Pentru că pregătirea se face pe echipaj. Ajungi la o comunicare foarte bună, directă, cu partenerul tău de zbor cosmic. Ajungi la o compatibilitate, că înțelegi multe ori din semne, pur și simplu, din privit. Și dacă schimbi partenerul de echipaj, trebuie să te acomodezi cu el, să faci o serie întreagă de antrenamente comune. Și în ultimul moment nu mai e. Așa că se schimbă întregul echipaj. Deci, Iuri Romanenko și cu Dumitru Deniu au fost echipajul 2. Așa ca o întâmplare, eu am fost la 103 astronauti. Acum există cam 540 astronauti în toată lumea, în 36 de țări. România a fost a 11-a țară din lume, împreună cu URSS-ul pe atunci și cu Statele Unite, care au trimis oamenii în spațiul cosmic. Iuri Romanenko a fost dublor la echipajul românesc. Fiul lui este astronaut astăzi, a zburat deja de câteva ori în spațiul cosmic și este al 103-lea cosmonaut al Federației Ruse. Deci, o coincidență, pur și simplu, dar am spus o mai ales. După ce am terminat pregătirea, la orășelul Stelar, ne-am luat la spun de la familie, am plecat spre Baicondur, am ajuns cu câteva zile înainte și în ziua de 14 mai, după ce am dat raportul Comisiei Guvernamentale, că suntem pregătiți să definim prima misiune cosmică comună, am luat o rachetă cu două ore de lansare și racheta seara la 8:17 minute, ora României, și-a luat zborul spre spațiul cosmic. Este o rachetă care cântărește cam 300 de tone, dintre care 170 de tone sunt combustibili. Combustibilul este format din kerosen, un fel de petrol special, și oxigen lichid. Tot acest combustibil se consumă în acei 9 minute de zbor în spațiul cosmic. Vă dați seama ce putere de zbor în acele motoare la rachete. Ajungând în spațiul cosmic, ai o cu totul altă perspectivă asupra lui. Chiar majoritatea care aveți posibilitatea adăugată, poate nu mai în vis să ajungeți în cosmos, deja se organizează zborul private, organizează acest lucru. Poate că unii dintre voi veți ajunge și voi dintre magnații italiene sau nu numai italiene și să vă permite să plătiți acei bani cât costă un bilet pentru statul vostru. Iată stația orbitală, stabilit și astăzi la modul 3 am zburat eu, cu nava echipajului de bază care se afla la bordul ei. Totdeauna la modul stației orbitale se află un echipaj care funcționează o perioadă mai lungă, echipajul nostru de bază, a funcționat, a stat la locul ei cam 2 luni și jumătate. Noi am venit cu un echipaj vizitator care a stat la 8 zile și 4 persoane au lucrat împreună la locul acelui laborator stațial. Și am câteva imagini din imponderabilitate la locul stației orbitale. Eu cu colegii mei, diferite activități, deci ce vreți să înseamnă imponderabilitate, nu mai e greutate. Mi se pare că este foarte plăcut, nu? Cum ar fi să te scoți dimineața și m-a sentit un pic în pat, să te trezezi așa până la tavan, după aceea să-ți faci gând, să te duci până în baie, să te scăpi de dinți, când ai drumul la apă la o bine, să curgă și să înceapă să
putească în atmosferă, că nu mai are greutate să se ducă pe țară de jos. Vă spun, e plăcut de o parte, dar este dificil pentru organism, de altă parte, pentru că se produc multe modificări de organismul uman. Această lipsă de gravitație modifică circulația sanguină. Sângele nu mai este atras pe picioare și prin sistemul cardiovascular să fie pompat uniform în organism. Când ajunge în spațiul cosmic, dispare atracția gravitațională, inima funcționează la fel, toate celelalte componente ale sistemului circulator funcționează la fel și sângele e pompat cu multă presiune în cap, în partea superioară a corpului. Începe să se doare capul, să ai amețeli. De asemenea, noi ne orientăm, putem să mergem, să ne deplasăm, pentru că avem un centru de echilibru, un rechie intern, este aparatul vestibular. E bine, acolo sus, că nu mai există greutate, acei motoriți care ați învățat la anatomie, care dau senzația de poziția organismului, încep să funcționeze aiurea. Și ai tot felul de senzații ciudate, că stai cu capul sus, în jos, stai culcat, și de fapt, plutește din ponderabilitate. De asemenea, sunt probleme cu mâncatul, cu băutul apă, și poate să vede prin furtuni. Iar să vedem acum avem o imagine cu furtun. Uitați, în partea de sus, sunt eu cu furtun în gură. Prin acel furtun, din niște recipiente speciale, se bea apă. Deci, în partea de jos, sunt cutii de conserve, tuburi în care aveam mâncare. Nu mâncam pastile, să o știți. Dacă ați auzit pe undeva că o să mă mănâncă pastile, să nu credeți. Mănâncă hrană normală, dar pregătită special și conservată special. De asemenea, normal că în spațiul cosmic dormeam. Deci noi ne urmăm un ciclu normal de 24 de ore, ca și pe Pământ, pentru că nu ne deranjeam pe mult ritmul biologic. Și închideam cu râul, le strângeam o râne la râne. Vreau în capul în sacul de dormit, uitați, sub de tot dormeam, împreună cu colegii, să vreau în sacul de dormit, și dormeam. E puțin dificil să dorm la început, pentru că jos pe Pământ ești obișnuit să stai, că o să avea să simți eu cap, să fie o fermă sub cap. Acolo plutești. Nu simți nimic sub tine, dacă încerci să simtești, eu am învățat termenul sub cap să simți ceva, se relaxează complet organismul când adori, plutești, zboară termenul și nu mai simți nimic. Dar tot termenul ți-e dificil să adori. Așa când te obișnuiești, după aceea poți să dormi pur și simplu, fără sacul de dormit, ai închis ochii din atmosfera internă, iei poziția fătului, deci cam așa, este poziția de relaxare maximă a mușchilor și dormi pur și simplu. Asta vă spun o istorie, e mai confidențial, dar acum o trebuie să spui acest lucru. La un moment dat, cam a patra zi de sport cosmic, organismul meu era foarte solicitat, obosit, și pur și simplu, după o masă, am adormit în interiorul stației orbitale, vreo 10 minute am avut așa un somn adânc, și colegii mei m-au povestit, așa frumos vorbește, și ne jucam cu tine ca și pomice, că plasam de acolo acolo. Mă împingeau ușor și sunt simțeam. Trebuie să mai spun o chestie interesantă. Acolo sus, pentru a face curățenie, avem aspirator. Pentru că se produce praf. Dar în restul din stația orbitală, vine ea construită și din ponderabilitate, deci se iasă toate la suprafață și puteți prin aer. Și atunci ai mis aspirator, cu care nu știu pe ele, se depozitează cu un aspirator. Aspiratorul era un aspirator tip rachetă, așa îi spunea, care era nu, cu zifor. Ce făceam câteodată? Ne spunea pe aspirator că am avut fața de încătură, dădeam drumul la motorului și jetul de aer ne plângea prin interior și spuneam așa cu el. Deci, normal că am desfășurat o activitate științifică serioasă, dar în timpul liber omul simte nevoia să se relaxeze, să se caute tot felul de metode, să inventeze ce poate și să se simtă bine. Am efectuat multe experimente medicale. Vă vedeți în colțul din stânga sus, cu o grămadă de senzori pe corpul meu, în fiecare zi, montam dimineața și seara, și transmiteam la sol prin telemetrie, toți parametrii mei medicale, așa cum evoluează organismul în condiții de imponderabilitate. Am efectuat multe alte experimente, 22 de experimente românești, multe dintre ele din domeniul astrofizicii, medical, studiul materialelor, experimente psihologice, am dat teste psihologice acolo sus, care au vizat determinarea capacității de muncă,
a atenției, a puterii de concentrare în alte condiții de cât jos. Aveam problematuri de la soci, s-au făcut comparații. Și în sfârșit, aceasta este prima imagine pe care am fotografiat-o eu în spațiul cosmic, din stația orbitală, și iată și alte imagini din stațiul cosmic. Munți înalți, Himalaya, nori deasupra Terei, iar aici este pădurea amazoniană care este defrișată, zonele galbene, deci sunt defrișările din pădurea amazoniană care se văd foarte bine din spațiul cosmic. Nici nu vă imaginați că lucruri și pozitive, dar și negative pot să vezi din cosmos, pe care unii încearcă să le ascundă pe Pământ, în anumite zone, regiuni, dar de succesor. Și în sfârșit de 22 mai, după ce s-a încheiat zborul cosmic, am aterizat în Kazahstan, nu departe de Baikonur, și am revenit acasă. Și după aterizare se produce modificări în organism și trece într-o perioadă grea de readaptare la condițiile terestre. La început nu poți să mergi, nu poți să stai pe picioare, nu te mai ții mușchi. Perturbațiile de stimulare necesită suport, trebuie să te ține cineva, pe oameni de jos. Dar de câteva ore încep, încep, încep să se vii și după câteva zile ești din nou omul normal care e plecat în spațiu. Ei bine, în momentul de față noi desfășurăm toate aceste activități spațiale, continuăm activitatea de cercetare științifică în momentul spațial, în cadrul Agenției Spațiale Române. Este o nouă instituție, după 1989, formată, agreată de Guvernul României și care are încheiat de numeroase acorduri internaționale. Din anul 2011, noi suntem membri din Agenției Spațiale Europene. Agenția Spațială Europeană, care reunește cele mai dezvoltate state, din punct de vedere tehnologic, industrial și al cercetării științifice din Europa, și am reușit să intrăm în acest club select imediat după Republica Cehă, iar după noi am mai intrat Polonia. Deocamdată aceste țări din estul Europei, zona central-estică, fac parte din Agenția Spațială Europeană. Iar aici aveți o imagine de la semnarea acordului de aderare la Agenția Spațială Europeană, între președintele Agenției Spațiale Române de acum, Marius Pisor, și Jean-Jacques Dordain, care este directorul general al Agenției Spațiale Europene. În acest context, eforturile noastre sunt dirijate nu numai spre aplicații interne, dar și spre aplicații la nivel european. Și suntem bucuroși că putem să fim integrați în această comunitate internațională, științifică, tehnologică, industrială. Desigur, activitatea mea de zborul cosmic a îmbrăcat în numeroase aspecte. Factorul constant a reprezentat cosmosul. Dar pe fondul acesta am ocupat diferite poziții. Vă vedeți la Muzeul Militar, în fața capsulei cu care am revenit din spațiul cosmic, deja general cu două stele. Am trecut de stele într-o perioadă de timp. Am fost o perioadă ambasador la Moscova. Este o fotografie sus cu președintele Federației Ruse. Atunci când m-am primit și am prezentat sesiunea de acreditare. De asemenea, din rolul meu de ambasador, a fost președintele Comitetului ONU pentru explorarea pașnică a statului stratosferic și mă vedeți la ONU, ținând un speech. Ei bine, în control ne îndreptăm mai departe. Pentru că un număr mic de oameni acestei planete au o experiență unică, astronauții și cosmonauții, au format în 1985 o asociație a exploratorilor spațiului cosmic. Este singura asociație profesională a celor care au zburat de cosmos, un caracter educațional.